Bună, mă numesc Dana și lucrez ca front-end developer la ODWeb de aproape 3 ani. La început am aplicat cunoștințele dobândite în facultate prin intermediul unui internship care a durat 3 luni, iar în urmă cu un an jumate am început să lucrez cu Volto. În continuare voi prezenta cel mai recent task la care am lucrat și anume upgrade-ul add-on-urilor de front-end de la Volto 16 la Volto 17. În urma tranziției la noua versiune, am întâmpinat o serie de probleme. Vom lua drept exemplu un add-on în cadrul căruia am întâlnit toate cazurile pe care urmează să le prezint. Cea mai comună dintre probleme a fost legată de teste. La nivelul fiecărui add-on sunt implementate teste unitare și teste de integrare. Aici sunt prezentate în paralel abordările specifice Volto 16 în stânga și Volto 17 în dreapta, pentru testele Cypress. Pentru toate add-on-urile, testele de integrare nu trec din cauza comenzii Wait for resource to load. În Volto 16, resursele, adică navigația, breadcrumbs, acțiunile, tipurile și pagina curentă, se încărcau manual, una câte una. Însă acest lucru nu mai este posibil în Volto 17, pentru că resursele sunt solicitate în continuu la încărcarea paginii. De aceea, testele nu sunt soluționate, ci efectiv rămân într-o stare de așteptare. Soluția finală a fost execuția unui singur request, prin care se obțin toate datele și toate resursele de care avem nevoie. După ce obținem conținutul, putem trece mai departe către navigarea la pagina de care avem nevoie, în acest caz la pagina de editare. Pentru a păstra compatibilitatea cu versiunea anterioară, testele rulează în continuare și pe Volto 16. Dar pentru câteva add-on-uri, testele unitare nu au mai trecut din cauza schimbărilor produse. Testele care pică sunt cele în care se generează snapshot-uri, întrucât snapshot-ul generat pentru Volto 16 nu corespunde de multe ori cu cel generat pentru Volto 17. În situația aceasta, am optat pentru înlocuirea testelor de acest fel în care se generează snapshot-uri cu o serie de teste unitare de bază, ca în acest exemplu, pentru componenta de edit. Un alt aspect de care a trebuit să mă ocup au fost problemele de ESLint. Modalitățile acceptate în Volto 16 de exportarea funcțiilor și a componentelor generează acum probleme în Volto 17. Un astfel de exemplu este acest fișier de configurație index.js. Inițial se exporta ca default o funcție anonimă, dar pentru a nu avea probleme de ESLint, am asignat funcția unei variabile denumite apply.config înainte de a o exporta. Același lucru se întâmplă și în cazul componentelor anonime. Astfel, această componentă anonimă am asignat-o variabile navigation.portlet, după aceea am exportat-o. Un alt aspect de care a trebuit să mă ocup pentru upgrade-ul la noua versiune a fost să trec prin toate customizările realizate în add-on-uri și să le compar cu variantele implementate în Volto Core. Pentru că am customizat anumite componente sau funcții, orice îmbunătățire adusă în Volto Core codului nu se va reflecta și în add-on-urile noastre. Astfel este posibil ori să ratăm funcționalități sau îmbunătățiri, ori să avem o customizare ce încearcă să rezolve o problemă ce deja a fost rezolvată prin ultima versiune de Volto. Un astfel de exemplu este componenta pentru header. Aici putem observa implementarea din Volto Core, care a fost îmbunătățită în timp. Iar aici este customizarea realizată pe care a trebuit să o updatez conform noilor schimbări care s-au produs în Volto Core. Cu asta am ajuns la finalul prezentării. Așa că vă mulțumesc mult pentru atenție!